Nici că se putea un moment mai bun pentru cursurile de optimism, după ce dascălii au trecut prin traumele diminuirii salariilor. Inspectoratul școlar județean a depășit stadiul clasic de a verifica, inspecta, evalua și de a emite decizii de numire și s-a transformat în consilier. Ideea inspectoratului este cel puțin ciudată, pentru că vrea să-i facă pe dascăli să gândească sănătos și să fie fericiți chiar dacă n-au motive. Așa că i-a adunat pe toți la cursurile de perfecționare profesională, unde profesorilor li s-a adăugat o materie opțională în grilă, cursuri de optimism. Eu consider că în orice condiție, de criză sau nu, acest curs pe optimism, pe fericire personală, pe motivare, automotivare, autocunoaștere, este binevenită. Cursurile sunt predate atât în limba română cât și în maghiară, dar nu de specialiști de la noi din țară. Mentorii vin din Ungaria, care se pare că sunt mai optimiști ca noi. Inspectoratul școlar plătește cursurile și deplasările specialiștilor din fonduri proprii, iar instituția publică dă 225 de lei pe o ședință de 3 ore. Am învățat programul găinii. Timp de 21 de zile să scriu în fiecare seară 15 lucruri care m-au făcut fericită în ziua respectivă și este foarte greu. Dar am învățat să forțez, să fac lucruri, să fac să mă simt bine, că la sfârșitul zilei să am ce să scriu. Până acum, la cursurile de învățare a optimismului s-au înscris peste 350 de cadre didactice din întreg județul și, datorită interesului manifestat de profesori, mai multe școli s-au gândit la o nouă afacere, așa că au stabilit deja ca pe cont propriu să organizeze serii de cursuri suplimentare, dar contra cost.